Un nou accident în locul blestemat din județul Cluj. Două mașini s-au ciocnit în Mănăstirea, localitatea în care doi oameni și-au pierdut viața în urmă cu 3 săptămâni. De această dată, persoanele aflate în autoturisme au scăpat cu răni ușoare. Accidentul a avut loc în această dimineață. Unul dintre șoferi s-a angajat într-un viraj la stânga pentru a intra pe un podeț de beton. Acesta a intrat în coliziune cu un alt autoturism pe care l-a proiectat în șanțul de pe marginea drumului. Cele două mașini au fost grav avariate, iar pagubele materiale sunt însemnate. Persoanele aflate în autoturisme au primit îngrijiri medicale, aceștia având doar câteva răni ușoare. Un echipaj de poliție a intervenit la fața locului pentru a asigura măsurile de trafic rutier până la sosirea unor utilaje care să tracteze cele două autoturisme.